Tu știi că eu am o mare dilemă, că nu am mai vorbit. Eu nu știu dacă ar fi bine să-l iau pe Alexandru cu mine într-o vacanță, mă rog, fiind vorba de avion, bineînțeles. Că, dincolo de faptul că am fi departe, mai e și zborul ăsta cu avionul, care un pic mă sperie. Nu știu ce să fac, am ceva reține. Draga mea, când ai îndoieli, mai întreabă și tu în dreapta, în stânga. Dreapta. Înțeles? În vezi stânga. Și tu ce au făcut alți părinți. Da. Uite, până și taticul Dan Cruceru a avut emoții când a programat o călătorie în Italia cu fetița lui Sofia. A fost primul ei zbor cu avionul. Ia să vedem cum s-au descurcat. Spune tot. Ai spus tot deja. E bine. Ideea este că plecăm în prima excursie cu avionul pe care Sofia o ține minte. Și Sofia vorbește non-stop de dimineață, de când s-a trezit, că e ziua cea mare. În Italia! Sunt în Italia! Ce zici? Sunt în Italia! Și e frumos sau urât? Frumos, mă, și pescăruși! După ce de aici o să mai la mare! Hai, bagă-te, țin-te un pic! Păi vină și... Păi nu pot, eu sunt încălzat. După ce au văzut marea, prințesa Sofia, Dan Cruceru și soția sa, Cristina Pocora, s-au îndreptat către Bazilica San Pietro din Vatican. Iar de acolo, cei trei au plecat spre Piața Trevi, locul în care este situată Fontana di Trevi, una dintre cele mai frumoase fântâni arteziene din Roma. Atenție! 1, 2, 3 și ne punem o dorință! Aruncăm! Ha! Uite, ai acum ocazia să afli mai multe despre cum e să călătorești cu un copil, pentru că alături de noi vin taticul Dan Cruceru și fetița lui Sofia. Bine ați venit! Oh, da, voi veniți de la aeroport? Buongiorno! Buongiorno, ciao! Cum stai? Salut, salut, bine ai venit! Bună, bună, bine ai venit! Hai să ne așezăm acolo! Era soare în Italia! Așa, bine-ați ce bagaj drăguț ai. Ia stai, tu! Stai, uite, eu las pe ăsta așa. Așa, așa. Perfect. Bravo, hai bravo. Să ne așezăm. Da, tati și-a luat bagaj tot roz. Tati a ajuns care o geantă roz. Roz. Da, ce să zicem? Asta lasă-mă pentru bagajul, că cineva... să vedem cum a fost zborul. Sofia, cum a fost zborul cu avion? Păi a fost frumos. Frumos? Ți-a fost frică? Nu. No. Nu. No. Nu ți-a fost frică? A fost foarte entuziasmată. Pentru că era primul meu zbor cu avionul în Italia. Așa? Pe care îl țineam minte. Da, asta e important. Dar spune când zbor cu avionul, ai văzut că ți se înfundă urechile acolo când e avionul casc. La înălțime. Și ce faci? Caști? Extraordinar. Bravo. Chiar știi? Vreau să te întreb, ați avut ceva discuții înainte de zborul ăsta? Ați explicat i-am povestit, lucrurile? I-am povestit. Întotdeauna e bine să-i faci o pregătire copilului înainte de un mare eveniment. Iar ăsta era un mare eveniment pentru ea. I-am povestit, i-am spus că vom urca undeva la 10.000 de metri și ea a fost tot timpul foarte, foarte entuziasmată. Vreau să spun că și la dus și la întors nu a închis o secundă ochii, nu a dormit nici măcar 2-3 minute, pentru că vrea să descopere tot. Și fii atentă, când ne-am dus spre Italia și am ajuns deasupra norilor, Sofia căuta îngerașii. Pentru că așa știe ea să vezi ce conexiuni fac cei mici. Păi așa și e. Păi da. Și ai văzut? Ai văzut vreun îngeraș pe nori pe acolo? Nu. Nu i-ai văzut. Da. Erau ascunși. Erau ascunși, păi da, da, sau da. Sau da, dormeau, da. Cine știe. Dar ți-a plăcut cum se vede de sus așa? Da. Se vedea frumos, nu? Orașul. Multe luminițe. Foarte fain a fost. Ați zburat pe seară? Ați avut zbor de seară, da. Nu? Da, iar la și ne-am întors dimineața. Dimineața v-ați întors? Da, acolo cum a fost?
Păi în Italia, acum ați la Roma. La Roma. Păi am mers la mare. Așa. Fă și la mare un pic, da. La Fontana di Trevi. Fontana Așa. Di Trevi. Ce e Fontana di Trevi asta? Ce ai făcut acolo? Fântâna lui Trevi. Așa, e, păi, gata, nu, am înțeles. Ce gata, nu am înțelegi? Înțeles. Da, și ai aruncat bănuța acolo în fântână? Și ți-ai pus o dorință, nu? Da, da, toți trei. Fiecare a aruncat câte o monedă și fiecare și-a pus câte o dorință. Ce și-a dorit fiecare, nu știu. Nu știm, pentru că nu se spune, da? Eu mi-am dorit ceva și chiar s-a îndeplinit. Deja s-a îndeplinit? A, i-aș... Din toată Roma, du-te să fii și arată-le. Din toată Roma, ea și-a dorit un singur lucru. Putea fi din orice altă țară, nu are nicio identitate cu Roma, cu Italia, doar că i s-a pus pur și simplu. Ia, fiți atenți. Ce anume? Un porc. Vai, ce drăguț! Și ce faci? Se lipește. Ia, dă el și lui Codre, ia. Ia să vedem. Mamă! Așa. Și inițial n-am vrut să-i cumpărăm această chestie. 3 zile ne-a bătut la cap. Păi dacă asta și-a dorit fata, ce da, vrei? Foarte haios. Da. Dar ce altceva ați mai făcut pe acolo? Ce ați mâncat, Sofia? Ce se mănâncă în Italia? Paste roșii. Dimineața, la prânz și seara. Paste, la prânz, paste și roșii. Seara, la prânz și seara, la prânz și seara. Trebuie să fii foarte atent cu copilul în privința alimentației. Când ajungi într-un loc nou, e bine să nu experimentezi foarte tare. E bine ca tu să guști înainte, să fii convins că sunt lucruri foarte bune. Și ei i-au plăcut pastele. Paste roșii, dimineața la prânz și seara, exact așa. Și a încercat și, pentru prima oară, creveți. Creveți. Wow! De la mami. Și te-au plăcut? Da. Dar înghețat ai mâncat? Nu, deloc. N-am mâncat înghețată? Ba, da. Nu. Cam vreo 5 cupe pe zi. Cam așa. Dar ce sortiment? Ce înghețată îți place ție? De ce? Îmi place mâncea de lămâie și de mango. Păi stai puțin. Cam bine. Cam bine. Ne cam bine, place. Da, da. Dar a obosit ușor sau v-ați plimbat destul de mult? Am avut cu noi un cărucior. Chiar dacă are 5 ani și jumătate, am fost prevăzător. Am luat un cărucior cu noi, pentru că în astfel de destinații vei să mergi. Chiar mult, Cristina normal. Număra pașii, sunt tot felul de aplicații, da? Și eram la peste 10.000 de pași pe zi. Imaginați-vă ce ar însemna pentru un copil chestia asta. Așa că am luat un cărucior foarte mic și ea și consuma energia doar atunci când trebuia să urce treptele, când vrea să alerge. Și se strânge foarte ușor și se desprinde foarte ușor. Da, și a fost ușor de cărat. Dar și... cum a fost cu somnul? Se reglează ușor în, nu știu, în alt pat decât cel de acasă? N-a avut nicio problemă. Nu, ajungea destul de obosită seara, știi, și atunci când era de mai somn, da. Duș, somn, pac, pac. N-a fost, n-am avut nicio problemă, mi-a plăcut foarte, foarte mult vacanța alături de ea. Știi, când părinților le este teamă de obicei, mamă, mă duc cu copilul în vacanță, o să fie haos. Sofia este deja mare, la 5 ani și jumătate, te înțelegi perfect cu ea și a fost o încântare tot timpul. Am mers cu ce? Cu autobuzul. Cu etaj. Am făcut un tur al Romei. O încântare, o nebunie. Se bucura la tot, da, nu? Da, da, da. Venea la mine, tati, uite aici, vreau să-mi faci o poză. Are și, dacă tot venim pe la voi invitați, a început să ceară, să dea indicații de regie, știi? Uite aici, vreau să-mi faci un mic clip, să uite, țopăi. Acum, unde eram? În Piața Veneția, artistă. Nu? Sus. Da, s-a cățăgat la mare pe toți bolovanii, noi părinții cu inima mică, 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 dar ea nu s-a lăsat până nu e escaladat. Și a încercat și puțin apa cu piciorul. Cum era apa? Era rece? Rece. Ce faceți de Paște? Ce facem de Paște? În condițiile în care noi am avut deja vacanță. Stăm acasă! Stăm acasă! Ne luăm weekend! O să mergem... La grădiniță! O să mergem pe la bunii, la Galați, în familie, și aștept să fiu primit cu de toate. De mâncare, pentru că niciodată... Și face supă de căluști.
Da, Sofia, da, vine iepurașul? Da. Ce vrei să-ți aducă iepurașul? Păi, vreau să-mi aduc... Așa. Iubiri, zâmbete și multe, multe, multe bucurii. A făcut ca un om mare. Și frumos. Nici eu n-aș fi zis așa frumos. Deci mai zi o dată că trebuie să rețin asta. Trebuie să aducă iubire. Iubire, zâmbete și multe, multe, multe bucurii. M-am dat seama că vă jur că n-a fost nimic regizat. N-am făcut nimic înainte pregătit de genul acesta. Bravo, tati, te iubesc foarte mult. Yeah! Și asta le dorim tuturor. Iubire, zâmbete și foarte, foarte multă bucurie. Bravo. Da, ceva concret, totuși. Ceva, o jucărică, ceva. Da, ați început să o implicați la gătit, de exemplu, acum pentru Paște o să o ajute pe mami sau pe mamaie? Foarte sau... mult. Noi chiar facem 99% dintre lucrurile din casă împreună. Gătește cu mine, insistă ea să pună toate ingredientele, insistă să toace. Sofie folosește cuțitul de la 2 ani și jumătate și nu s-a ce tăiat curaj, odată. Ce curaj! Și foarte ca. Dar nu e complicat până la urmă. Trebuie să ai încredere în copil, să-i faci un pic de... instructaj înainte. Să ai foarte multă răbdare. Și să ai foarte multă răbdare, să petreci timp cu copilul, pentru că despre asta e vorba, știi? Chiar v-am mai spus-o eu, chiar dacă vii rupt de oboseală acasă și nu ai decât o oră cu copilul înainte să adoarmă, mă, ora aia... Să fie plină. Să fie plină și să te simtă conectat cu el, să te simtă că îl iubești și că îl înveți bagaj? Lucruri noi. Știi? Ce ai în bagaj? Bagajele? Ia, uitați-vă ce ai în bagaj. Ia. De fapt, asta și-a și cărat în Italia. Sunt foarte, foarte mulți... Prieteni! Da, foarte, foarte mulți prieteni. Da. Uite, broasca asta... Broasca asta... Așa. Este... elementul de care nu se desparte nici măcar o dată în viață. Este... o chestie pe care o are de la 3-4 luni. Dar cum o cheamă? Didi. Didi? Didi. O cheamă Didi. Stai puțin. Și a fost o tragedie când am pierdut-o. Vreo două zile n-am găsit-o. Te rog, nu mai povesti. Nu mai povesti că mă doare. Da. Este o amintire. Da. Și am căutat la magazinul respectiv alta. Am găsit, i-am dat-o. Sub nicio formă nu a acceptat-o. Se bibă cu mirosul copilului. Știți și voi? Cum îl cheamă? Cum? Și până la urmă ați găsit-o? Didi nebun. Da, celălalt era Didi nebun. Da, 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 da. Și până la urmă am găsit-o și este... Dă-mi un pic, te rog, să-l arătăm. Este o chestie așa, nu mai are coroană. Este murdară toată, nu ne lasă decât foarte rar. Nu vreau să o spăl niciodată. Nu, să nu o spăl niciodată, să o lași așa. Mulțumim tare mult că ați fost astăzi la noi. Și noi vă mulțumim. Vacanțe multe împreună. Exact, sunt convins că veți avea parte de vacanțe frumoase. Mulțumim frumos și îi încurajez pe toți părinții să plece cu copiilor în vacanță, pentru că despărțirea este destul de grea și de complicată. Și dacă se pregătesc temeinic, chiar pot avea o vacanță reușită. Foarte faină. Da. Mulțumim tare mult!